Seara de sâmbătă este dedicată spectacolelor de teatru. De data aceasta veți putea urmări Deșteptarea Primăverii, o piesă care s-a bucurat de un imens succes chiar aici la Deva. Spectacolul prezintă o lume în care adolescenții devin victime ale ipocriziei maturilor și ajung să compenseze lipsa de afectivitate parentală cu anumite căutări proprii și experimentează lucruri noi. Curiozitățile tinerilor sunt duse la îndeplinire, pasiunea depășește limitele și se transformă în violență. Un spectacol care are o poveste eternă este povestea lui Romeo și a Julietei. Chiar dacă scritura este germană și expresionistă, eu am făcut-o într-o linie absolut romantică, poetică, dacă vreți. Este vorba de permanentul conflict care se creează între profesori și elevi, între părinți și copii. Uneori lucrurile se termină într-un mod trist, dar ceea ce e frumos la acest spectacol este că, cel puțin în partea a doua, realitatea este depășită de partea de ficțiune. Iubitorii de muzică renascentistă vor avea ocazia să participe duminică seara la un concert susținut de Hunia di Cantores și Duo Continuo. Aceștia vor aborda un repertoriu din perioada de înnoire socială și culturală din Europa de la sfârșitul evului mediu, adică din perioada renascentistă. Un concert de muzică din Renaștere cu Hunia di Cantores și Duo Continuo, cu lucrări din acea perioadă, perioada anilor 1400-1600, cântate cu instrumente, copii după instrumente din acea vreme. Mă refer aici la viola da gamba, la lăută, la blechflete, instrumente care au o anumită sonoritate specifică perioadei renascentiste. Sunt lucrări scrise de compozitori care au compus atât pentru curțile regale din acea vreme, dar și lucrări cântate în popor. Deșteptarea Primăverii va avea loc la Teatrul de Artă din Deva, sâmbătă 28 ianuarie, începând cu ora 19, în timp ce concertul de muzică renascentistă, susținut de Hunia di Cantores și Duo Continuo, va avea loc duminică 29 ianuarie, în aceeași locație, începând cu ora 19.